Vom construi 9 km de conducte de apă și 9 km de conducte de canalizare. Extindem apa și canalizarea, dar vom și înlocui conductele vechi în cartierele noi cu unele de capacitate mai mare. De exemplu, sunt conducte de canalizare de 20 de ani care sunt subdimensionate. Canalizarea va ajunge până la stația de epurare a municipiului Suceava. Am semnat contractul de execuție și în curând voi da ordinul de începere a lucrărilor. Termenul de execuție este de 2 ani, declarat Dumitru Gulei, primarul comun unei ipotești. Acesta a mai anunțat că în Lisaur va începe construcția unui centru de colectare a deșeurilor voluminoase prin aport voluntar. Acest centru se va întinde pe o suprafață de 2500 de metri pătrați și are deja ordinul de începere a lucrărilor.